tânăr la clubul nostru, care activează deja de 7 ani. Am primit oameni de artă, scriitori, poeți, pictori, sculptori, muzicieni în special, foarte mulți muzicieni. Dar niciodată n-am fost onorat de prezența unui mare sportiv. Pentru prima dată, în clubul nostru, cu mândrie și onoare, o primim pe Alina Gorea. Cu siguranță că nu eu trebuie să povestesc despre Alina Gorea. Cred că majoritatea celor de sală știu despre Alina mai mult decât știu eu. Și noi ne vorbim că avem o carte despre cariera ei, pe viața ei, scrisă de prietena noastră Cornelia Mariu, de care nu mai scăpăm în profund, bine vedeți. Deci, na, să nu vedeți acum că nu zic, ne supărăm, nu? Asta a fost așa, glumă de prieten. Nu, că nu ne lasă nici dacă vrem, și așa, că nu suntem prea bun prieteni, știi. Cornelia, dragă, eu îți pasez microfonul și te rog să începi ostilitățile, să prezinți și pe cei care vor vorbi în seara asta. Să dăm drumul. În primul rând, vreau să mulțumesc lui Dan Hanca pentru că așa că întotdeauna este o gază excepțională și că luptă pentru cultura Lugojului. El este altui pe Lugoj și nu mai pleacă. Apoi Rodica și Duromica Belcea care au sponsorizat această carte. Și mie Boldea care a fost un fel de spiriduș între noi. Și nu înainte, Doamne Isar, pentru că este alături de noi și pentru dânsa în primul rând am vrut să scriu despre sportul lugojan. Și nu în ultimul rând Alinei, care este eroina nu numai atleticii, și a Lugojului. Și a gimnasticii și... O să vedeți, probabil că mulți cei tineri nu prea știu, dar Alina este un simbol. O să vă rog pe ceilalți să vorbiți. Este vorba despre Pia Popescu Barbu, Alma, Mircea Anghel, care este fiții cu prietenul și de care ne frică. De ce urăți să o să vă rog să vorbiți mai aproape de microfon decât colegii de acasă se aude. Nu m-am așteptat să fiu invitată într-un cadru atât de elevat. Susțin o veche și dragă colegă din anii copilăriei, apoi din anii studenției și din următoarea și ultima și cea mai dificilă etapă a profesorii gimnasticii de performanță. De atâtea ori îmi amintesc și nu spun vorbe mari. O dădeam exemplu. Atâta dăruire la o fetiță mică, blondă, cu niște ochi albaștri atât de inocenți și cu o ambiție și o putere de muncă care pur și simplu pe celelalte un pic ne-a speriat. Dovadă rezultatele ei de-a lungul anilor, faptul că a reprezentat la un moment dat poate printre 2-3 gimnaste valoroase ale României în campionatele mondiale, este mai mult decât pot să exprim eu în cuvinte. Nu știu cât a fost de apreciată la momentul respectiv, însă toți cei din forurile noastre de specialitate, în speță Federația Română de Gimnastică, și generația mea, că ea este mult mai tânără ca mine, i-au recunoscut meritele și niciodată eu cel personal pot să afirm cu mâna pe inimă că nu am auzit pe cineva contestându-i sau negându-i acest talent. Talent care a fost ridicat cumva ca și, să spun așa, uleiul deasupra apei de minunata noastră doamnă Isa Tatiana. Deci,
faptul că anii și conjuncturile și greutățile, unele bariere ne-au îndepărtat, am pierdut puțin contactul cu ea, ea rămânând în București, noi ne-am răspândit prin țară. Nu mi-a șters niciodată din memorie, din suflet, acel minunat suflet dedicat, într-adevăr, dedicat gimnasticii. Mama Alinei, care a fost o persoană și căreia i-am purtat un respect deosebit, a fost un alt factor care a susținut-o și a colaborat enorm de mult pentru ca ea să se mențină acolo unde talentul ei, că trebuie să recunoaștem, a fost un talent și va rămâne în memorie ca și copilul minune, la vremea respectivă așa era cunoscută, copilul minune, atâta era de mică și de drăgălașă și de energică, dinamică, dovadă că a și ajuns unde a ajuns și a cucerit pentru Lugoj, pentru România, pentru gimnastica mondială, are elemente care îi poartă numele. Mai mult decât atât, nu pot să spun că sunt foarte emoționată, îi doresc mulți ani de acum înainte să-i fructifice așa cum își dorește ea cel puțin ultimii ani pentru noi, că noi încet ne rărim, dar imaginea ei, realizările ei nu vor muri niciodată. Să trăiești, Alina, și îți doresc din toată inima numai bine. Astăzi e ziua ta. Zi frumoasă ca tine. La mulți ani din suflet. Despre Alina, ce poți să spui? Pot să spune foarte multe, mai ales că în acea perioadă nici nu a fost foarte promovată. Și totuși a rămas un nume. Și a rămas rezultatele ei și chiar m-am uitat astăzi pe internet și are un singur exercițiu la sol, când ea ar fi meritat mult mai mult să arate din ce a făcut la vremea aceea. Era mai mare decât noi și noi, fetițele mai mici, făceam antrenament înaintea celor mari, aveam antrenament și cele mari intrau după noi, de la 6, seara, țin minte. Ei, Alina era o fetiță care venea și făcea antrenament începând cu noi și apoi și cu grupa ei. Era extrem de muncitoare. Deci nu... Pentru noi uneori era greu să venim sâmbătă, să stăm duminica în sală, când erau concursuri. Pentru ea niciodată n-a fost nimic greu. A fost un talent, dar a muncit enorm. Deci este un meritul ei și este așa... Dădeam de greu în gimnastică, pentru că așa este. În gimnastică dai de greu, ți-e frică, nu ai curaj să faci. Ea a fost un exemplu pentru că niciodată eu nu am văzut să-i fie frică. Eu nu am văzut să spună că nu poate sau că nu îndrăznește să facă un anumit element sau ce îi se spunea. A fost un exemplu și în urma ei am urmat noi, cele mai mici, au fost un exemplu pentru noi. Întotdeauna trebuie să fie un capitan care să înceapă și să dea exemplu și cei din urmă să o urmeze. A fost un talent care a fost susținut de soții sale. Ăsta este un adevăr. Amândoi ne-au fost antrenori. E un clișeu ce spun, dar doamna Isa pentru noi a fost mai mult decât o mamă. Sau a fost a doua mamă. S-a întâmplat în momentul când începi să ai performanță și să începi să mergi la concursuri, să trăiești cu antrenorul tău mai mult decât cu părinții tăi acasă. Erau vacanțe care veneam acasă, mă schimbam sacoșele și plecam înapoi tot cu ea. A fost un om nemaipomenit și ne-a susținut întotdeauna și n-am uitat o vorbă a ei întotdeauna când spuneam că nu pot să fac un element sau cea, întotdeauna ea spunea nu există nu pot, există nu vreau.
Asta mi-a rămas în minte. Gimnastica n-a fost, ceea ce am învățat din gimnastică și de la doamna Elsa n-a fost numai legat de gimnastică. Sunt chestii care te-au format pe tine ca om și ți-au rămas în viață. Întotdeauna, în viață, când mă gândeam, nu pot să fac asta, mă gândeam la doamna Elsa, sincer. Și mă gândeam, nu există, nu pot. Există, nu vreau, deci trebuie să fac. Am văzut că datorită gimnastica m-a întărit și m-a făcut mai tare și mai îndrăzneață și mai curajoasă. Și asta este sportul adevărat, acestea sunt meritele unor profesori, meritele unor exemple, așa cum este Alina. Mulțumesc, doamne Isar, pentru ceea ce sunt. Mulțumesc și Alinei. Am vorbit, sunt gimnaste care îmi pare rău că nu sunt aici, majoritatea sunt plecate în străinătate, dar Vanda m-a rugat să-i transmit doamnei toată dragostea ei pentru ceea ce este și ea la ora scoală. Vanda e pramită. Și Vasilica Coșoară. Și vă rog, mai sunt sportive în sală și fost elevele doamnei Isa și colegii prieteni cu Alina. Haideți să facem o masă rotundă, să vorbim așa ca într-o familie. Bună seara! Ai făcut o invitație la colegi. Dorina Novacescu, colegă cu mine de gimnastică. Și colegă de liceu am fost o perioadă și apoi a plecat la aversare. Ea e mai bătăioasă decât. Nu se știe câte pătrăiască. Ai fost mai mult în gimnastică. Eu am fost în meseria mea, adică cea de profesor. Noi ne-am despărțit în clasa 10-a când Alina a plecat la Dinamo, iar eu am rămas în continuare în Lugoj. După terminarea liceului, eu am plecat spre facultate și viața așa a fost să mă căsătoresc și să plec spre București, unde, din întâmplare, locuiam în același cartier, lângă Favorit. Ne-am întâlnit și acolo și am început să relegăm legătura pe care am avut-o aici în Lugoj. Ne-am întâlnit foarte des și în Lugoj când veneam în vacanțe, veneam și eu. Apoi, în București, eu am avut o nepoțică pe care am luat-o și am dus-o la Alina la gimnastică, la Clubul Steaua, unde Alina muncea la fel de mult ca și în gimnastică. Și nepoțica mea a crescut, are 14 ani acum, a intrat la liceu și a întâlnit-o și în Lugoj. A fost și la ea acasă, a rămas încântată și tot timpul îmi povestește: bunica, știi că am fost la gimnastică și m-a pus Alina să merg pe bârnă și eu n-aveam nici 3 ani? Zic, știu. Și asta vreau să vă spun, că Alina a fost un om și este în continuare un om deosebit, muncește enorm de mult, îi place meseria pe care a avut-o. E păcat că nu poate să facă și în Lugoj. Eu mi-aș dori ca și aici în Lugoj să aibă o echipă de fetițe și să arate ce poate. Și băieței, să arate ce poate ea. Poate mi-a să găsește cineva să o mai și ajute, dar ar fi bine ca să știe toată lumea că Alina a fost al Lugojului. Și vreau să-i mulțumesc și vreau să-i mai spun un lucru, că eu am făcut un sacrificiu. Eu acum am venit de la București. M-am întâlnit cu ea înainte de a pleca în București și mi-a spus: vezi că pe data de 28 am lansarea cărții. Te rog să vii. I-am spus: Alina, nu-ți promit, dar astăzi pe drum mă sună Alma și îmi spune, zice, vezi că la ora 7 e lansarea cărții. Zic, știu, și zic, știu că e și ziua ei de naștere. Și încă o dată la mulți ani și succes în continuare. Mulțumesc de asemenea doamnei Isar, pe care eu am vizitat-o când veneam de la București, că eu am avut aici o mătușă și o mamă de care am avut grijă, deși eram la o distanță mare de Lugoj. Veneam și mergeam și cu Alma, am fost și cu Alina, am fost la doamna Isa, să o mai vizităm așa cât putem noi. Și de aceea îi mulțumesc și dânse și lui Alina. Și mă scuzați pentru că am emoții foarte mari.
recidivistă a corpului Manaș este pentru a treia oară la pusă la colț. Evident, la colțul de cultură al primitoarei noastre gazde și patronul în același timp al localului Inghișpap, Dan Haica, mare iubitor de cultură. Se pare că autoarea a fost infestată de microbul patriotismului local, boală care s-a cronicizat. Deci cum altfel se poate explica faptul că tomurile apărute până acum vorbesc despre Lugoș? Primul dintre ele se intitulează Lugoșul nou din suflet, apărut în editura Saol, Timișoara 2014, urmate de o perioadă ceva mai lungă de gestație, după care au prins viață încă două cărți. E vorba de Canalul Moni Bordeanu, o altă de biografie. Lugoșanul Moni Bordeanu, de reșor primar căutoarea, un fir de încenușa în care s-a întrupat legendarea formație Felix, care a ieșit de sub tiparele editurilor Stampa Timișoara în 2017, ca și cartea Prețul succesului, apărută la aceeași editură. Cartea are drept motto un citat din Aristotel. Cele patru lucruri cu ajutorul cărora oamenii obișnuiesc să facă educație este știința de carte, gimnastica, muzica și desenul. Că sportul este un fenomen social ocupând un loc important chiar din antichitatea grecească, dovedește și faptul că în timpul Jocurilor Olimpice încetau orice conflicte politice și militare dintre cetățile grecești, instituindu-se așa zisa pace olimpică. Chiar și unul Marx, a zis și el ceva mai isteț, omul merge drept de la natură, dar nu e drept dacă face sport. Francezii spune românul se la viață, adică mișcare este viață. Românul nostru spune singurul medicament gratuit care nu are contraindicație este sportul. Până chiar și comuniștii au subliniat latul educației comuniste, educația intelectuală, educația morală, educația fizică, educația estetică, educația politehnică și profesională. Cartea de față are două personaje principale, familia profesor Tatiana și Titu Sisar, precum și Alina Goreac, personaje care au trăit într-o simbioză perfectă. Tomul este bine structurat de către autoarea lui, începe cu un cuvânt înainte considerat a fi o încălzire pentru o lectură palpitantă, urmat de partea întâi intitulată Lugoșul și Marea Mea Dragoste, partea în care este prezentat primul personaj principal, familia Isar, doi profesori antrenori de gimnastică, cei care au pus mai multe cărămizi la devenirea Alinei ca mare gimnastică, dar nu mai a ei. Nu se insist prea mult la acest capitol, dar ce nu vreau să vă răpesc cu ceilalți cititorilor de a lectura această scriptură. Aceste prime părți urmează la alta mărturii, amintiri, unde cunoscuți sau colegi de generație a Alinei, de apă la amintiri, sau fac mărturisiri despre soții Isar și Alina Gorea. Pia Popescu, Eugen Cheriș, Cumpu Gliga, Mircea Ivanoviu, Daniela Orbețeanu, Ana Jurca, Vanda Estradnicu, Vasile Coșaru. Partea a doua opere, Alina și Prețul succesului, scriitoarea prezintă traseul parcurs de Marea Scurtică până a reușit să ajungă în vârful piramidei. Pumpez doar cu izlat dintre pașii parcurs. Ana Rindu, cea mai bună gimnastică a României, a fost lugojanca Alina Gorea. Alina a fost, de fapt, sportiva care a avut primele mari rezultate ale gimnasticii românești, fiind întâia campioană mondială absolută care a reprezentat România. Primul titlu de campion național a obținut la vârstă de 13 ani în fața experimentatelor Sonia Iovan și Elena Răuștean. A intrat în atenția antrenorilor cu ocazia unei demonstrații susținute pe stadionul de Lugoș cu ocazia Tabere internaționale de gimnastică, triunghiulară, România, Iugoslavia, Ungaria. Prima mare performanță a obținut-o la Londrana în 1973, când a reușit să cucerească titlul de vicecampioană europeană. La Bârnă și medalie de bronz la paralele și la Sora. Avea 21 de ani și era student în primul an de facultate la IES București. Deși performanța de la Londra a fost un alim participat, Alina Gorea, care și-a avut nuanțe de regret. Și spune într-un împrejurare, ne pregătise în timp de un an pentru a realiza prima săritură Tsukahara, meche realizată de o sportivă. Până atunci, saltul fusese făcut doar de bărbați. Atunci, la Londra, a fost o premieră mondială, însă jurul meu obișnuit cu astfel de inovație a găsit de cuvinte să mă depunteze. În vremea aceea, arbitrele din Germania, de Est, Ungaria și URSS făceau un adevărat zid ca să promoveze gimnastele lor în detrimentul altor țări.
Da, un lucru incredibil pentru genele noastre este campionul național de România, Nicolae Covaci, a fost lăsat acasă pe motiv că nu era bine văzut de conducerea de partid. Așadar, echipa a luat la Londra fără antrenor. Un an mai târziu, Alina Gorea se califică în finale pe aparat la campionatele mondiale de la Varna, ocupă locul 4 la Sărituș și 5 la Bărnă. Se răzbună însă la Balcaneanda din 1974 la Ljubljana, când ia aurul la 3 aparate plus individual concurs. Campionatele europene la schi în Norvegia din 1975 au semnat pentru Alina, acum în vârstă de 23 de ani, încă 2 medalii de bronz la Bărnă și la Sărituri în compania normal numele gimnastici mondiale, Canada, Comunești, Ludmila, Turișeva, Sonia Lichin. Și aici jocurile au fost făcute de un jur care nu concepea două mânce pe podul. Pentru mine și generația mea a fost ca o fraudă morală adusă gimnastelor de balată datorită unui troc făcut de jur. Locul Nadiei pe podul era asigurat la schimb cu un Muraică, iar atunci când l-am întrebat pe antrenor ce coborâre să fac la Bârnă, mi-a dat un răspuns nelucitor, alege ce vrei tu. Însă un Muraică s-a dezechilibrat și a căzut, era o luat medalia de bronz și amintește Alina Muraică. După schimb, ea a devenit maestra emerită a sportului. În cununarea carierei sportive a Alinei Gureac a fost anul 1977, când a devenit dublă campioană mondială universitară la campionatele mondiale universitare de la Sofia, la individual compus și la Bârnă. A fost primele titluri mondiale obținute de gimnastica feminină de către România. Pentru meritele sale, ea a fost făcută cetățean de onoare al municipiului nostru. Motivația care scria pe diploma care a fost numată, zicea Alina Goreac a fost recompensată pentru contribuția la dezvoltarea sportului românesc, pentru promovarea prin sport a României în lume, precum și vasta activitate în domeniul descoperirii și promovării tinerilor talente în gimnastică într-o perioadă dedicată gimnasticii în sumă 50 de ani. Se referă la 50 de ani, deci cât a fost sportivă plus la antrenorii. Prețul succesului este un număr prea mare și necesită multe renunțări și chiar sacrificii. Dacă amintim doar o confesiune de a ei, și anume că nu am avut niciodată o jucărie cu care să mă joc. Joaca mea a însemnat mișcare, balet, în mod gimnastică, cred că m-am convins. Spicuit din 6 caiete de însemnare ale Alinei și un frumos grupaj de poze încheie rotund o carte frumos scrisă, documentat, care poate fi considerat o adevărată carte document. Campionii primesc medalii, legendele, memorirea, spunea Aurel Râpa într-o apoftegmă. E foarte adevărată această zicere. Dacă marea gimnastă prezentă azi în mijlocul nostru a primit medalii, Cornelia Mariș în această carte a transformat într-o legendă ne dăm doar o oriere pentru care mulțumim. Și eu mulțumesc. Această carte nu ar fi fost posibilă să ajungă la noi la cititor dacă nu ar fi avut doi sponsori foarte importanți, care sunt Rodica și Romica. Pe care vreau să și doamnă să împărtășească metodele mânturi la microfon. Haideți, domnul Rodica, să vă lăsăm încurajoase. Nu vreau să vă rețin mult. O cunoaște tot Lugojul pe Alina. Dar nu numai Lugojul. Nu am fost pregătit pentru un speech, dar în drum spre Lugoj ne-am oprit în Sibiu și acolo, din întâmplare, la Sibin Fest, vă spun o întâmplare, efectiv o întâmplare. Am întâlnit, din întâmplare, o doamnă de vârsta noastră, chiar puțin mai mare, 72 de ani, din Sibiu, dar trăiește în Germania din 84.
am intrat în vorbă, din întâmplare, am găsit puncte comune de discuție și mai spre final am povestit sau am spus unde mergem noi. Mergem la Lugoj și am spus eu atunci, știți, poate o cunoașteți pe Alina Goreac, la care domnul așa puțin deranjată, supărată, cum adică, da. Bineînțeles că o cunoaște, cum să nu o cunosc pe Alina? Adică, nu numai că o cunoștea, dar Alina a fost idolul multor tineri, sau foarte multor tineri, a fost bucuria tinereții noastre, sau generații noastre. A adus foarte multă bucurie în suflet. Este datoria lugojenilor să o venereze, să o promoveze și să facă în așa fel încât legenda să se transforme în, cum este acolo? Memorie, da. Asta îi doresc, îi doresc fericire, este ziua ei, la mulți ani încă o dată pentru a, nu știu câte oară, cu multă sănătate, tuturor.